Bună seara, prieteni, urmăriți emisiunea politică și astăzi noi facem totalurile sesiunii primăvară-vară a Parlamentului Republicii Moldova cu doi vicepreședinți ai Parlamentului, deputatul PSRM, domnul Vlad Bătrâncea și deputatul PAS, domnul Mihai Popșoi. Bună seara, bine ați venit! Seara. Ieri a fost Andrei Năstase, reprezentantul celor partid din opoziție, cei din Pro-Moldova au fost de mai multe ori, domnul Deacov a fost recent, de ce am decis astăzi să mergem cu dumneavoastră, plus mai respectăm distanța socială. Apropo, sunteți liberi să decideți cum puteți și să scoateți, pentru că noi păstrăm distanță socială. Haideți să începem cu ce avem mai nou întâmplat pe plan politic. Moțiunea de cenzură de luni, pe scurt din tâi, la început. Deci, credeți că din start era clar scenariul sau totuși putea fi și altfel, domnule Popșoi? Teoretic putea fi și altfel, dar probabil era clar scenariul de la început. Noi cel puțin am spus nu odată că din ceea ce cunoaștem noi, din informația publică, voturi nu sunt de ajuns. Doar că argumentele noastre nu au fost suficiente pentru unii din colegii noștri și la un moment dat ele au devenit insuficiente și pentru unii din alegătorii noștri care ne întrebau, păi cum voi ziceți că nu sunt voturi, pentru că iată altcineva spune că sunt voturi. Și atunci am fost nevoiți să mergem să semnăm această moțiune, pentru că, așa cum spuneam, o bună parte din alegătorii noștri s-au lăsat convinși că, de fapt, voturi sunt. Și atunci noi ne venea din ce în ce mai greu să le explicăm susținătorilor noștri, pentru că asta părea mai mult ca o scuză, pentru că deja apăreau și acuzații, precum că, cum, voi ce faceți? Faceți jocul socialiștilor? Să susțineți această guvernare? Și dumneavoastră ați făcut acest lucru doar ca să demonstrați că nu susțineți guvernul Chicu, chiar dacă știați că șansele ca acesta să cadă nu erau. Bine, undeva am sperat, pentru că dacă... Vreau doar să știu. Deci ați făcut-o știind foarte bine că nu sunt voturi sau ați depus toate eforturile ca aceste voturi să existe? Asta vreau, pentru că două lucruri diferite. Asta vreau să zic acum. Pe de o parte știam din informația publică că nu sunt suficiente voturi, dar am făcut toate demersurile pentru a găsi aceste voturi și vă aduceți aminte că cu doar câteva zile înainte, săptămâna trecută, doamna Sandu s-a întâlnit cu domnul Filip și au avut o discuție în baza moțiunii care se prefigura, astfel încât să-i convingem pe colegii noștri din Partidul Democrat să se lase de acest mariaj cu Dodon, care este unul păgubos pentru țară, dar și pentru Partidul Democrat, așa cum o spun unii primari a Partidului Democrat din teritoriu, care văd situația din teritoriu și cum primarii sunt lăsați de izbeliște, și primarii Partidului Democrat și aduc bine aminte situația din 2016 când PD-ul a pus umărul la victoria nesperată și acea fraudă care a avut loc în 2016 și mulți din ei nu-și doresc acest lucru să se repete și noi am discutat temeinic cu Partidul Democrat în speranța că ei vor pune umărul și nu v-au ascultat. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Domnule Bătrâncea, deci vă era clar din start scenariul de luni? Evident, dar dacă e să vorbim despre speranță, că speranța este o noțiune foarte frumoasă, opoziția noastră veritabilă de dreaptă a investit multe speranțe în colegii lor Candu și Șor. El s-au bucurat foarte mult infantil de fiecare dată atunci când Candu și Șor cumpărau o nouă achiziție din fracțiunea Partidului Democrat. În sală ei demonstrau această bucurie și ne arătau din deget că iată, mâine, poi mâine o să avem, atenție, voturi necesare, adică au investit speranță în Candu și Șor, dar Candu și Șor nu au avut capacitatea să asigure aceste voturi, necătând că au întreprins mai multe încercări de a corupi deputații. La Procuratura Generală astăzi sunt cel puțin 12-14 cereri de la diferiți deputați care au comunicat, au informat Procuratura Generală referitor la cazurile de corupție. Iar ceea ce a avut loc altăieri pentru noi era clar, dar a avut loc un show destul de rușinos pe banii contribuabililor atunci când în acel haos s-a produs acel dans destul de urât. Ce pe banii contribuabililor? Dacă îmi permiți, eu tot vreau să înțeleg. De aceea că fiecare ședință a Parlamentului costă, de aceea că întreaga zi de joi am avut în sala de plen guvernul în corpore, care de fapt în loc să exercite atribuțiile lor la guvern, s-a aflat în Parlament ca să asiste la acel show, că ce fel de show fără spectator
contributori. Dar acel show încodat, repet, era plătit din banii contribuabililor, de aceea numit contribuabili întrețin și Parlamentul și Guvernul. Totuși, moțiunea de cenzură este un instrument. Dar dacă îmi permiteți, stimată doamna Talia, gând până la capăt, ca să fie clar poziția noastră, evident că după ce nu s-a reușit să procure un număr suficient de deputați, eu merg deja mai departe și în acel dans rușinos am văzut cum prima vioară era Tauber, pe urmă Sârbu cu megafonul și dreapta deja ceea ce a putut face, a susținut diferite demersuri, dar în final vreau să vă zic că ceea ce a avut loc în Parlament încă o dată este o demonstrare în plus, că acest Parlament nu mai este reprezentativ, nu reprezintă voința cetățenilor, deci deja aproape 20 de deputați au părăsit fracțiuni. În această situație, cea mai bună soluție este și sunt alegerile anticipate. În loc să discutăm cu acele partide care susțin că au anumite valori și în loc de, cum domnilor se expun, de Măreaș cu Dracu, că ei cum au declarat că chiar și cu Dracu numai împotriva lui Dodon. În locul acesta trebuia să ne așezăm și să discutăm cum să mergem la anticipate. Nu, hai să discutăm cu unul, cu altul, cu al doilea, cu al treilea, hai să dăm jos guvernul Filip. Deci, nu mai este posibil să vă așezați și să vorbiți despre anticipate? Pentru că eu n-am văzut că pe Sirmeș și Pasă schimbe poziția deocamdată. Eu nu am sesizat nicio chemare, invitație la discuții. Neoficial pot să vă zic că noi propuneam aceste discuții, dar, mă rog, fiecare are agenda lui. Despre anticipate nu vorbim un pic mai târziu. Încă o dată a fost un show absolut rușinos. Majoritatea cetățenilor spuneau că chiar așa, cu orice preț de mers peste acest guvern, această situație de criză, de pandemie, de tot absolut, neclar absolut cum, cu cine și evident pentru fiecare practic cetățean din Republica Moldova era întrebarea da care este alternativă, da cine este acel dream team care va conduce guvernul, va asigura rezultate, că este Narcis Năstase, este Candu Șor care vor să obțină o revanșă și să blocheze anumite începuturi și a procuraturii și evident că oamenii nu au primit răspuns. Bine, dacă nu aceștia, care sunt alții? Asta e. Eu totuși n-am înțeles de ce această moțiune a fost făcută din banii contribuabililor, pentru că totuși este un instrument democratic scris în Constituție. Dreptul la replică. Ați pus speranță în Candu Șor? L-ați întrebat pe domnul Popșoi, pe mine, domnule, i-a spus, eu mi-a spus. Eu vreau doar să înțeleg. A pus speranță în Candu Șor? Legat de Candu și de alți democrați și de coaliție cu Dracu, cu Michiduță, cu alții, o întrebare cumva retorică, cu cine se află în coaliție astăzi sau cu cine a făcut coaliție Partidul Socialiștilor în noiembrie. Pentru că dacă vorbim de alegeri anticipate, eu mă întreb de ce colegii socialiști nu au mers la anticipate în noiembrie, dar au ales să facă coaliție cu Candu, cu Sârbu, cu Nichiforciu, cu Andronache, cu toți, cu Diacov. Au făcut coaliție în noiembrie, au dat jos guvernul Sandu, apoi au făcut majoritate, în loc să meargă la anticipate și să curățe Parlamentul, așa cum zic ei acum. Ce le-a încurcat să o facă în noiembrie? Bună întrebare și nu consider că este retorică, are și răspuns. Unu, cel puțin la acea etapă s-a mers cu fracțiunea care a trecut în Parlament conform votului cetățenilor. Adică două fracțiuni au negociat. Fracțiunea este temelia Parlamentului. Și atunci Candu era bun. Asta și încerc să răspund, dacă îmi permiți. Nu s-a mers cu diferiți trasii și așa mai departe. Era principiul de a nu merge cu Șor. Bineînțeles că erau anumite rezerve, dar doamna Sandu a provocat această situație. Doamna Sandu probabil că a ajuns la idee că poziția de prim-ministru la această etapă pentru a participa la alegeri prezidențiale nu este bună, la sigur doamna Sandu știa care sunt conștiinți. Însă s-a discutat cu fracțiunea. Astăzi cu cine discutați dumneavoastră? Și fraza aceasta vă aparține dumneavoastră, măcar și cu Dracu numai împotriva lui Dodon. Eu totuși propun ca noi să facem anumite distincții între fracțiuni și între anumiți personaje politici. Eu aș vrea să vorbim despre speranțe puse în Șor. Pentru mine nici în noiembrie Candu nu a fost ok. De ce nu ați făcut anticipate? Împreună cu dumneavoastră, eu am votat domnule Popșoi, în septembrie anului trecut, hotărârea Comisiei de Anchetă condusă de domnul Slusăr, în care domnul Candu figura ca unul din autorii acelui furt al secolului. S-a făcut o majoritate împreună cu el. Vă felicit. Mai mult decât atât. Dumneavoastră spuneți procuror că ar fi acolo câteva plângeri la procuratură. Haideți să ne aducem aminte de câte ori a fost procuror în Parlament în perioada cât noi am fost împreună la guvernare, câte imunități de deputați au fost ridicate și câte imunități de deputați și de câte ori a fost procurorul din noiembrie până acum. Niciodată. De ce? Întrebarea probabil e retorică.
Nu este retorică, iarăși domnul Stoianoglu a trecut prin concursul organizat și petrecut de doamna Stamate și ceea ce mai departe s-a produs, doar s-a luat act și s-a aprobat rezultatul acelui concurs. Doamna Stamate, iar acea lege cu privire la procuratură care a fost asumată de către guvernul doamnei Maia Sandu, ulterior a fost declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională. Da? Oricum, atunci când domnul Stoianoglu a ajuns, știm cu toții destul de bine că există opunere în cadrul procuraturii. Sunt mai mulți cetățeni care activează acolo, care până astăzi deservesc interese unei grupări criminale, oligarhice, și evident că nouă conducerea Procuraturii Generale nu a început nici de la zero, a început de la minus, de aceea că actele, documentele erau distruse. Și din ceea ce cunoaștem noi, ceea ce a comunicat public Procuratura Generală, era pornită practic de la zero urmărire penală pe furtul bancar și deja sunt mai multe date. Eu doar pot să urez succese și hotărâre și caracter, voință conducerii Procuraturii Generale. Eu aici nu pot să nu dau doar o replică, dar o scurtă remarcă și voi da și eu. Eu țin minte în anul 2015 când noi am avut parte de faimoase ridicări de imunități în plenul Parlamentului, unde se puneau pe masă etașa mape cu sume de 250 de milioane de dolari în cazul lui Filat, ceea ce n-a fost dovedit într-un proces echidistant. Eu tare sper că acum nu se merge pe aceeași cale, pentru că totuși se pregătesc mai serios documente pentru ridicări de imunitate. Eu încă mai sper. Eu sper, doar că e cumva ilogic că cumva acolo sunt oameni al lui Plahotniuc care fac probleme, deși nu neg, ar putea să fie, doar că în cele 5 luni cât noi am fost împreună la guvernare, probabil tot erau acolo, dar au venit procurorul interimar și au fost ridicate, dacă nu greșesc, vreo 5 imunități a deputaților. Deci procesul cumva a mers. 3, da. Dar de atunci n-a fost niciun caz. Domnilor, haideți să vorbim despre speranță. Doar o scurtă remarcă. Procuratura, mi-a spus că sunt 12 plângeri. Eu aș vrea foarte mult ca procuratura să le dea curs și să avem cu adevărat condamnări, dacă există corupție politică în Parlament, să fie dovedită și să fie pedepsiți cei care o fac. Dar în același timp aș vrea procuratura să ia în serios atât ceea ce se întâmplă în Parlament, cât bunăoară și cazul acelei faimoase sacoșe, care procuratura a zis că nu știm ce e acolo, ne facem că plouă. Evident, absolut tot se investigheze. Dar încă o dată, știi ce îmi pare rău? Cât de repede și ușor preluați mesajele lui Plahotniuc, care aparțin prin domnul Reniță, deci lui Plahotniuc. Fix aceleași surse au declarat... Dar care sunt dovezile dumneavoastră că domnul Reniță este portavocea domnului Plahotniuc? Vreau doar să știu. Eu cu cea mai mare plăcere să răspund la întrebare după ce finalizez răspunsul la întrebarea domnului Popșoi. Vedeți, este tactică reușită. Am învățat-o de la domnul Țirde. Eu nu v-am întrebat. Credeți-mă, dumneavoastră, așa învățați întreaga țară, doamna Murari, să nu asculte până la urmă și să întrerupe și să nu intre în esența întrebării. Așa fugim de la urmă. Dumneavoastră a spus că ei priiau tactică și discursul lui Plahotniuc. Dacă e să dăm crezare mesajelor lui Plahotniuc și Șor, doamna Maia Sandu primea salariu în plicuri direct de la Șor, care declara public că banii aducea cu geantă la fracțiune, la Partidul Liberal-Democrat, la oficiu, și de acolo doamna Sandu primea. Haideți așa, noi dacă mergem și suntem încrezuți în mesajele lui Plahotniuc Șor, haideți să le discutăm. Mie îmi pare rău că mesajele acestea sunt promovate intens și tot ceea ce spune astăzi domnul Candu devine pentru voi adevăr în ultima instanță. Răspund la întrebarea dumneavoastră. Nu e vorba de mesaj, e vorba ceea ce văzut dumneavoastră și eu și toată țara cu ochii lor. Și eu știu că la guvernul AIE-ului 2 și 3, ministrii primeau al doilea salariu în plic. Domnul Șor a confirmat acest lucru. Haideți eu cum să vă numesc partid plic. Da? O să vă fie plăcut? Sau eu o să repet mesajul ușor? Dumneavoastră repetați mesajul lui Plahotniuc și îl întăriți și mai mult, ceea ce este absolut periculos, că dumneavoastră faceți mesajul lui Plahotniuc credibil în societate, de aceea că dumneavoastră, ca partid de dreaptă cu un rating anumit, dumneavoastră sunteți credibili pentru o bună parte a cetățenilor. Haideți să analizăm acum, atunci când au apărut în spațiu public acele filmulețe, clipulețe pregătite și în laboratoarele lui Plahotniuc. Haideți să analizăm foarte simplu. Prin cine domnul Plahotniuc era să promoveze aceste mesaje? Să arunce în spațiu public. Probabil că numai prin persoană care cu adevărat în care este încrederea. Iese la conferință de presă Reniță,
Ambasadorul Plahotniuc și scoate acest lucru. De ce eu de fiecare dată... Vedeți, mai de încredere. Vedeți, eu totuși... Eu n-am, da, domnul Riniță e sursă serioasă de asta, totuși este o presupunere. Dovezile că domnul Riniță primește astăzi plicuri de la Candu? Aveți dovez? Eu aș vrea mult să fiu măcar 2-3 zile într-o funcție ca să am anumite capacități pârghii și tehnice și juridice pentru a face anumite lucruri. Dar cu părere de rău, eu sunt limitat în capacitățile respective. Dar mie îmi pare că noi astăzi, chiar și atunci când stăm într-un studio televizat, noi reșim din analiză, din logică. De ce? Că nici dumneavoastră, nici domn Popșoi, nici altcineva nu dispune anchetă la îndemână și noi nu avem capacități. Dar dacă aveți dovezi, puteți depune o plângere la procurator general, dacă aveți informații. Dar avem ochi să vedem și cap să gândim. Domnul Bătrânce, da, avem ochi să vedem și cap să judecăm ceea ce vedem. De aceea probabil că înțelegeți că măreajul cu Candu Șorvă este destul de păgubos ca pentru un partid tânăr politic. Dumneavoastră în noiembrie ați făcut măreaj cu Candu? Am făcut măcar cu fracțiunea, dar dumneavoastră cu Candu, cu Șor, separat cu Sârbu, acei care s-au... Și încă dumneavoastră acum pe dânșii îi reabilitați politic. Dar dumneavoastră nu i-ați reabilitat, domnul Bătrânce. Cine i-a adus la guvernare? Cine l-a adus pe Candu, pe Sârbu, pe Filip, pe Nichiforciuc, da, pe Andronache la guvernare? Și dumneavoastră considerați pentru dumneavoastră astăzi... Ați uitat și de uzurparea puterii, ați uitat de tot, i-ați adus la guvernare. Acum ne reproșați nouă. Dacă e să analizăm logic... Este limba rusă așa o vorbă. Либо крестик с ними, либо... Eu și pentru voi pot să spun că tot în limba rusă нельзя быть немножко беременными. Если вы против Канду и Шора, нельзя с ними голосовать и нельзя пользоваться их услугами. Да, дмястра консидерас решим дин логика. Дмястра, că asta cumva vă justifică acum, când mergeți după Marina Talber și face ceea ce faceți în Parlament, atunci, practic, când reabilitați politic pe Candu și Șor, atunci când dmястра voturile lor, practic, le folosiți pentru a face mari... Deschideți Facebook-ul doamnei Ciobanu și domnului Riniță atunci când îi spun că mâine poi mâine vom instaura un guvern pro-european. Cu cine dumneavoastră doriți un guvern pro-european? Cu Candu și Șor? Eu am zis, dumneavoastră cu platforma, da? Aveți 26 de mandate. Un guvern poate fi funcțional 51+. Restul sunt al lui Candu și Șor. Dumneavoastră chiar sunteți așa de naivi că credeți că ei vă vor oferi dumneavoastră aceste voturi necondiționat? Dumneavoastră îi reabilitați politică, îi aduceți. Ok, dacă dumneavoastră considerați, și eu așa consider, apropo, că nu este bine ceea ce se petrece, haideți să ne așezăm la masă și vedem o foaie de parcurs cum mergem spre anticipate. Și nou Parlament să vedem conform. Dar dumneavoastră, în loc să mergeți la anticipate, astăzi faceți încercări de a menține acest Parlament. Dumneavoastră oferiți acum lui Candu și Șor timp suplimentar în Parlament. În locul ca astăzi să dizolvăm Parlamentul, noi prelungim viața lor politică. Da, apropo, întrebarea către ambii. Întrebare către ambii. Prioritatea numărul 1 pentru partidele noastre rămân alegerile anticipate? Evident, evident. Doar cum, cum evident? Atunci, matematic, avem o majoritate în Parlament care vrea anticipate. Am propus foarte clar, haideți să ne așezăm și să vedem calea spre anticipate. Dumneavoastră chemați Partidul Democrat. Candu Șor la discuții privind destituirea acestui guvern și eventual numirea noului guvern pro-european. Când e posibil să fac anticipatele? Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Nu, ca jurist, răspundeți, nu ca politician. Ca jurist, noi putem organiza anticipate, să zicem așa, în 5-6 luni, în condiții în care... Și până atunci ne guvernează Chicu, să bagi și țara asta în datorii, crească numărul de morți de COVID la câteva mii. Eu nu am fost foarte mult optimist în activitatea guvernului, dar analizând pe parcursul ultimii 6-7 luni, eu văd că cel puțin sunt miniștri care pot guverna. Eu nu am văzut soluția și alternativă. Cine poate conduce acest guvern mai bine decât Chicu? Puteți să-mi numiți? Domnul Stase, oare? Domnul Stase, mie îmi pare că nu poate conduce niciun colcos. Oricine. Asta înseamnă că oricine, nu aveți capacități să analizați. Da, eu v-am ascultat, am fost atent. La cine a dus domnul Chicu prin incompetența și impotența lui, prin servilismul lui față de Dodon. Pentru că dacă o să vă uitați atent, dumneavoastră nu sunteți economist, dar doamna Greceană știe mai bine. Dar dumneavoastră sunteți economist? Nu, dar vă spun realitatea. Domnul Chicu se laudă acum că sunt bani în buget, da? Și vrea să mai împrumute, am împrumutat de la bănci, atât de la femeie, acum vrea să mai împrumute. Dar dumnealui, acești bani, pentru ce i-a păstrat? Pentru campania electorală lui Dodon. În martie, aprilie, mai, nu au oferit niciun ajutor micilor antreprenori, antreprenorilor de talie mijlocie.
oamenilor care și-au pierdut locurile de muncă. I-a lăsat de izbeliște, pentru ca să lase bani acolo, ca să dea niște ajutoare în septembrie și în octombrie, în pragul alegerilor. Deci acest guvern are o singură menire. Nu să ajute oamenii, să salveze economia, dar să-l salveze pe Dodon de perzania care îl așteaptă la legea anticipată. Eu doar încerc să înțeleg, dar ce are cu economia? Drept noastră la replică, domnule Bătrânci, după o scurtă pauză de publicitate. Deja venim peste noi, rămâneți cu noi, revenim în câteva clipe. Prieteni, și pentru că TV8 nu este doar o televiziune, este o platformă multimedia, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Vă iubim pe fiecare dintre voi, de ce vă rugăm. Noi vrem să ajungem la 100.000 de urmăritori, de ce like și al toți prietenii să le spuneți să pună like și să urmărească canalul nostru. Noapte bună vă doresc! Prieteni, continuăm să facem totalurile sezonului politic cu doi vicepreședinți ai Parlamentului, domnul Mihai Popșoi din partea PAS și domnul Vlad Bătrânci din partea PSRM. Dreptul la replică, dar vreau și să vă mai întreb ceva, domnule Bătrânci, pentru că tot ați vorbit despre speranță în Partidul Șor. Știți că gurile rele spun că îmbolnăvirea celor doi deputați ai Partidului Șor, Himici și Vitiuc, luni, nu este o întâmplare. În caz în care Vlad Plahotniuc s-ar fi asigurat cu cele două voturi care lipseau, ăștia doi ar fi garantat că totuși 51 voturi pentru demiterea guvernului Chicu nu se găsesc. Putem vorbi despre anumite negocieri care s-au pornit dintre PSRM și Partidul Șor? Deja pentru mine mi-am făcut numite concluzii. Eu n-am să mai comentez în viața asta politică, gurile rele, că la noi cu părere de rău, zvonuri și bârfe sunt mult mai mult decât realități. Cu acești doi deputați... Eu când vorbesc gurile rele, eu am vedere ca jurnalist sursele mele de informații. De fapt, sunt rele și smurdare, de acord. Noastră le considerați? Eu doar am trebuit mesajul dumneavoastră. Noastră nici nu știu cine sunt sursele mele. Mi-a spus gurile rele, eu am susținut acel demers. Dar oricum, dacă la 46 plus 2 cât fac, Natalia, hai să facem un exercițiu matematic fără gurile rele. Deci, 47. Domnule Bătrânce, în cazul în care s-ar fi găsit, ăștia doi ar fi, pentru că fiecare vot era de aur, vă înțelegeți? Atunci când noi am văzut că în ultimele luni destul de greu se cumpărau deputații, se numeau... Totuși ei se cumpărau. Așa o spuneți și dumneavoastră și toată lumea recunoaște. Mi-e pare bine că și dumneavoastră cunoaște. Toată lumea recunoaște acest lucru. Deci se anunțau sume grele, de la câteva sute până peste milion. Dumneavoastră că nu a fost Candu în acest studio, de ce a fost așa de gingă și cu dâns? Domnul Bătrâncea. Domnul Candu, de unde sunt bani? Domnul Candu, dumneavoastră domnul Candu, vreți să luptați cu Dodon? Cum vreți să-l dați jos guvernul Chicu? Dacă spuneți că am fost gingășă, domnule Bătrâncea, dar totuși răspundeți la întrebarea mea. Cu plăcere. Sursele mele pe care le numiți gurile rele. Spun că totuși au avut loc anumite înțelegeri între Partidul Șor și PSRM și de ce s-au îmbolnăvit acești doi deputați? Prostie, aberație, minciună. Așa puteți să notați. 46-47 plus 2, Himici și Vitiuc, oricum nu era suficient pentru 51 pentru a da jos guvernul. 2. Noi am avut majoritate stabilă. 3. Nimeni nu are nicio înțelegere cu cei de la Șor. De aceea că dacă e să analizați comportamentul Șor fără gurile rele, ați văzut show-ul lui Marina Tauber, anume, după care sărie. Anume că și asta a fost spectacol, asta n-a fost adevărat luptat, asta evident, a fost atunci când vă este convenabil, voi întât vedeți pe spectacol. Evident, eu deja m-am deprins. Nu avem noi treabă cu fracțiunea lui Șor, cu, și pot să vă zic că la dânsii deja în echipa sau în gașca aceasta lor, că nu vreau să-i numesc partidul, deja sunt mai mulți contaminați cu COVID, mai mulți primari, oamenii din Tăraclie care au fost duși la Orheiland, doi primari din Tăraclie care au organizat acel Orheiland și așa deci, mai departe. Deci, în afară de aceștia doi, mai sunt deputați bolnavi de COVID? La dânșii în gașca aceasta lor, în această grupare, astăzi COVID-ul este ca acasă. Și mai mult, dânșii în perioada aceasta au fost acei care din umbră organizau și achitau anumite organizări în masă. Și faza este că ei au supus oamenilor riscului. Și dacă noi am avea, într-adevăr, un stat mai puternic, era să fie trași la răspundere. În afară de cei doi deputați, mai sunt deputați infectați de COVID? Eu sunt absolut sigur că în afară din aceștia doi, la dânsii mai sunt deputați infectați cu COVID. Domnul Bătrâncea, dar pe doamna Greceană, trebuie să o tragem la răspundere pentru că a făcut ședință plenară luni știind că doi deputați sunt infectați cu COVID? Constituția spune că
moțiunea de cenzură trebuie examinată. Și în această sesiune trebuie, am dorit să o examinăm. Că, Doamne ferește, dacă doamna Greceană măcar ar da o aluzie cât de cât mică că Parlamentul nu poate examina moțiunea, eu îmi închipui ce era să organizați voi. Era să scoate jumate de țară în fața Parlamentului, că socialiștii nu vor să examineze moțiunea și îl salvează pe Chicu. De aceea, doamna Greceanu, dacă e să analizați comportamentul eu mă mir câtă înțelepciune și răbdare are această doamnă. Ea a avut un comportament întreg, toată ședința lungă de luni și a trecut totul conform procedurii. Cu luări de cuvânt, cu întrebări, cu show-uri, cu ce doriți. A fost examinată moțiunea a cărui dumneavoastră sunteți semnatar. Era responsabil știind că doi colegi deputați sunt infectați să faci ședința luni, când puteai să o faci în termen reglementar, peste o săptămână, în cel mai rău caz, peste două săptămâni, dacă săptămâna asta nu era ședință. Cum ați așteptat sesiunea, apropo, dumneavoastră ați închis sesiunea cu două săptămâni, aproape două săptămâni înainte. Ați obosit. Dumneavoastră stați rău la capitolul matematicii. Unu, moțiunea trebuie conform Constituției examinate în 3 zile. 2. După, citiți Constituția, 2. După 3 zile scrie în Constituție, domnule jurist. În Constituție 2. Scrie după 3 zile. Regulamentul Parlamentului prevede că sesiunea de primăvară-vară durează până pe 31 iulie. Și cum da? Astăzi ce dată? Ce dată e astăzi? Nu e 31 iulie. Da, este bine și dar ședința ați închis-o când? Și eu consider că a fost luată o decizie corectă și am votat această decizie, că acest circ, acest show nu aduce nimic oamenilor în afară de ură, de show-uri ieftine, primitive pe banii oamenilor. Mai bine să fie mai puține. Bugetul este rectificat, oamenii vor primi salarii și pensii, medicii vor primi majorare, agricultorii vor primi subsidii și merge bine înainte. Eu sunt absolut sigur că aceste show-uri în Parlament nu aduc niciun beneficiu. Dar vă trebuie să facem ședință extraordinară în august pentru a face rectificări la buget. Am făcut recent rectificări la buget. Și în august o să trebuiască să facem... Înseamnă că dacă guvernul a venit cu această inițiativă, vom convoca ședință extraordinară, o să fim pe loc, o să muncim împreună cu dumneavoastră cot la cot. Dar este iresponsabil să spuneți despre infectări când dumneavoastră, cu mâna dumneavoastră, ați organizat ședință, punând la risc tot Parlamentul. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat când a fost Nichi Forciuc bolnav? Două săptămâni ați făcut carantină. Ce ați făcut luni împreună cu Candu, Șor, Tauber, Sârbu și așa mai departe este mult mai rușinos și mult mai irresponsabil decât ceea ce declarați. Dumneavoastră l-ați adus pe Candu la guvernare. Eu vreau să anunț pe colegul meu, Sergiu Niculiță, că deputatul Riniță cere dreptul la replică. Mi-a scris acum prin telefon. Deci, Sergiu, ți-am trimis numărul de telefon. E corect să luăm în direct, pentru că a solicitat chiar acum, pentru că l-ați vizat. Dar cum, fără Riniță nu poate trece nimic, nicio emisiune. L-ați făcut avocatul Plahotniuc? Reprezentantul Plahotniuc. Avocatul, eu ți-am minte. Avocatul e prea puternic sună pentru... Eu aș numi cel mult agentul Plahotniuc. Numai printr-un agent fidel pute Plahotniuc să lanseze aceste filmulețe, spoturi. Asta trebuie să fie o persoană din credere. Nu bine, noi acum îl vom contacta pentru că a solicitat dreptul la replică și o corecție îi oferim. Domnilor, deci vreau doar să înțeleg, țin cont de experiența de luni cu moțiune de cenzură picată. Apropo, Riniță a fost printre cei 3, 4, 5 pe care controlează Plahotniuc, care și presa colegii din PAS să semneze această moțiune. Ei spuneau că voturi sunt și anume PAS este responsabil că iată, nu va trece moțiunea. Și Niță a fost printre cei care spunea că trebuie cu Candu, cu Șor să faci ce dorești, nu mă să dai jos acest guvern. Domnul Popușoi, așa a fost? Eu nu, pe mine nu m-a presat nici domnul Riniță, nici alți colegi. Eu nu l-am numit pe domnul Popușoi, eu am numit PAS și lidera Maia PAS, Sandu. Reprezentantul PAS este președintele partid care a declarat doamna Sandu că până ce nu sunt voturi, ea nu va merge în acest procedeu. Până ce nu o să fie o foaie de parcurs. După care a lăsat convins. Domnul Riniță deja e în legătură directă cu noi prin telefon. Domnule Riniță, bună seara. Ne bucurăm. Da, bună seara. Da, sper că ne auziți. Da, dreptul la replică. Ați solicitat. Da. Era și firesc că mai întâi vreau să salut telespectatorii dumneavoastră și era firesc ca să existe în deontologia jurnalistică, ca și fost jurnalist, e normal. Dacă o mizerie politică, cum este acest reprezentant... Haideți fără atacul la persoană, domnul Riniță. Nu. Știți, stați puțin, e tocmai în vocabularul acestui individ. De aceea,
a încercat să mă compromită în Parlament cu niște mizerii de-a lor socialiste, când eram ambasador la București. Procuratura, prin gestul care i-a dat bine în eram să zic așa, ca persoană intermediară între Parlament, și a demonstrat că n-am avut nicio atribuție absolut. Această persoană total compromisă politic și frustrată profund va răspunde în fața judecății și declar cu responsabilitate pentru toate insinuările care le-a făcut și în plenul Parlamentului. Și acum el este scula docilă a lui Dodon și a Moscovii. Eu pe acest criminal plahotniuc în viața mea nu l-am, odată în Parlament l-am văzut de la distanță, nu am vorbit și nu intenționez să vorbesc cu bandiții și cu criminalii din care faci parte și Dodon, șefului de partid a acestui imbecil politic care este... Deci, domnule Niță, haideți fără atacuri la persoană, totuși, eu insist, pentru că... Deja au fost 17. Da, pentru că domnul Bătrânce v-a etichetat, dar totuși asta n-a fost un atac la persoană. Nu, e în stilul și în vocabularul acestei persoane. Cu o persoană cultă și educată, vă asigur pot utiliza un vocabular pe potrivă. Da. Dar degradarea morală a acestei persoane nu permite să utilizez un vocabular firesc, educat și elevat. Eu am înțeles. Eu vă întreba pe domnul Bătrânci dacă vrea să răspundă ceva, pentru că mie îmi pare că a fost... Dar nu mă mai interesează. Va răspunde în fața lui Stoianoglu și a judecății. Deci îl atacați în judecată? Nici vorbă. Categoric. Este o mizerie politic total compromisă și doar frustrările lui personale politice. Domnul Riniță, totuși vă permiteți să atac la persoană și eu trebuie să condamn un astfel de comportament? V-am spus exact în stilul lui. Iată de ce. Da, dar totuși nu și-a permis astăzi în emisiune să vă atace la persoană. V-a etichetat, e adevărat. De ce? Și-am precizat. Și-am întrebat dacă are dovezi. Și vă rog să nu faceți nici dumneavoastră acest lucru. Vă întreb încă o dată. Veți scrie plângere pe domnul Bătrânci pentru ceea ce a zis astăzi? Nu că voi scrie plângere. El va sta împreună cu Dodon și cu Plahotniuc în aceeași celulă. Iată ce-i promit. Și la sigur că va fi. N-a mai rămas mult. Am înțeles. Va sta și această persoană acolo. Am înțeles. Seară, domnul Bătrânci, doriți ceva să răspundeți? O seară bună și vă sugerez... Vă mulțumesc. Data viitoare, când voi fi etichetat, vă rog frumos să mă sunați dumneavoastră, nu trebuie să vă caut. Dobrăniță, data viitoare vă chemăm în studio, noi avem o regulă, noi a doua zi contactăm pe toți cei care sunt vizați, pentru că în direct nu este așa de ușor. Vă mulțumesc. O seară bună să aveți, numai bine. Domnul Bătrânci, doriți ceva să răspundeți? Eu îmi cer scuze pentru aceste atacuri la persoană, pentru că nu este corect să... Mă comunică că ați permis că tot asta să fie auzit, eu fiind... Eu de unde să știu ce va fi spus? Emisie directă. Ați putut să... Am condamnat acest lucru de 3 ori. Eu de mai multe ori am fost la dumneavoastră la emisiune și puteți să mă învinuiți în orice, dar nu am permis să numesc pe nimeni scule, mizerie și să utilizez acest vocabular. Personajul acesta nu are nimic cu acea demnitate la care o pretinde, fiind ambasador, a fost intermediar în mai multe. Atunci când m-am adresat la procuratură, dosarul nimerit la un procuror docil care nici nu a încercat să investigheze ceea ce am adus la cunoștință. Dânsul, atunci când i-a fost conferit gradul de ambasador plenipotențiar, lui s-a luat în calcul anii care el a muncit la British American Tobacco și în organizații care nu au nimic cu serviciul diplomatic din Republica Moldova, și faptul despre care am sesizat organe și la care nu am primit niciun răspuns clar și știu că nici nu a fost examinat. În schimb, a primit actele acest personaj, ceea ce spune că este un agent cu influență anumită. Pot să vă zic din cariera lui de diplomat, 2007-2010, British American Tobacco, adică ceea ce nu are nimic cu diplomație, după care primește mandat, eu nu vă încurc aici. Mandat de 5 ani de ambasador plenipotențiar în România. Dacă vă aduceți și dumneavoastră în activitatea dumneavoastră jurnalistică, doamnă Murar, în 2010-2015 ați avut anumite pasaje despre contrabandă cu țigări și alte lucruri. Atunci când domnul Riniță s-a aflat unde s-a aflat. Iar mesajul lui... Scuzați, dar ce are contrabandă și British American Tobacco? Totuși, asta tot este Dumneavoastră, atunci când faceți anumite investigații jurnalistice,
că nu-i vorba de socialiști. Eu n-am făcut investigații despre contrabandă cu țigări. Logică. Eu n-am făcut investigații personal despre contrabandă cu țigări și totuși eu, din câte amintesc, compania British American Tobacco n-a fost numită vizată în acea investigație. Acest subiect a fost cel mai mare avocat că blocul acum trebuie să meargă cu Candu, cu Șor, indiferent cu cine, să dea jos pe Chicu, pe Dodon și să instaureze un guvern pro-european. Am înțeles. Deci, dacă totuși noi nu discutăm aici pe domnul Mrăniță. Lucrurile rele, eu aș vrea să pomenesc în contextul speculațiilor, că așa sunt, legate de relația între Șor și PSRM. Cât, domnul Bătrâncea, să mai aștepte poporul decizia Curții de Apel Cahul? Pentru că deja 2 ani, mai mult de 2 ani, noi, colegii mei de la PAS, pe vremea când era Plahotniuc la putere, am fost la Cahul și am protestat în fața Curții de Apel. Și la Chișinău am protestat pentru ca acea decizie să aibă loc. Apropo, pe 24 este fixat o nouă ședință. Noi știm că domnul Dodon, că n-are nevoie de o decizie a curții, reușește. Spre exemplu, în cazul Platon s-a rezolvat. În alte cazuri se rezolvă. Domnul Dodon reușește să promoveze unii judecători discutabili și reușește să nu-i promoveze pe alți judecători foarte buni. Până oare acum scandalul cu doamna pe care refuzați să o numiți la Curtea Supremă. Deci, cât să mai așteptăm? Pentru că la Curtea de Apel ar trebui să iau o decizie și domnul Șor și alții responsabili trebuie să plătească pentru ce au făcut. Dar la Curtea de Apel s-a pus la murat, nu știm ce face, cât să mai așteptăm? Sunt gata în orice zi să merg și eu să protestez la Curtea de Apel Cahul. Șase luni în trecut n-ați fost. Și eu sunt absolut sigur. Eu sunt absolut sigur că înspre anumite instanțe judecătorești, banii ajung așa cum ajung de la Candu la anumiți deputați. Și evident înțelegem, eu pot spun cu cunoștință în cauză sau ceea ce am aflat procurorul ce face, domnul Seamăgu, ce face, domnul? Eu, dosarul la Cahul inițial a fost viciat cu scopul de a permite ulterior cetățeanului Șor de a ataca anumite decizii judecătorești în instanțe internaționale. Acest lucru era pus la punct încă în perioada lui Plahotniuc. Eu la fel sunt indignat și consider că instanțele judecătorești în acest dosar rezonabil de mult trebuia să iei anumite hotărâri absolut obiective, fără influență politică, fără ca deputații să ridice întrebare în Parlament. De aceea că... Apropo, cum crezi, Ambi, pe 24 vinerea aceasta trebuie să aibă o nouă ședință. Noi, ea va avea loc sau ca de obicei va fi amânată, anulată, se va îmbolnăvi judecătorul, avocatul, nu știu, coronavirus, pericol, iar va fi ca de obicei? Cu părere de rău nu putem spune cu certitudine, dar totuși am speranță că Curtea de Apel Cahul va lua o decizie în acest caz, că deja nu mai sunt nici argumente procedurale, juridice, de care doriți, nu mai sunt argumente. Și chiar și acele motive, da, în ghilimele, da, care au fost invocate pentru a amâna ședință, motivele astea nu au nimic cu proceduri și sunt absolut inventate și sunt absolut arbitrare. Vreau și pe domnul Popușovici să aud. Ce credeți? Va avea loc sau nu? Eu cred că dacă se duce domnul Bătrâncea să protesteze și mai ales dacă mai ia și o coroană de asta funerară acolo să o pună pe ușa judecătorii, nu poate să aibă efect. Mă lăpărați pe Candu, care și ne s-o lapere. Apropo de coroană, dacă deja ați menționat-o. Noi cu dumneavoastră am votat declarația și am condamnat rasismul politic. Da. Și am spus, apropo de coroană, am declarat și că acest lucru prejudicează statul de drept. Domnule Bătrâncea, haideți un pic să discutăm despre cazul Gațcan. Mergeți cu moțiuni, faceți, dansați în coridoare, faceți show-uri în Parlament. Eu consider că rasismul trebuie condamnat. Și eu consider că atunci când s-a produs ceea ce s-a produs cu Gațcan, acea vânătoare asupra mea, asupra colegului meu Furculiță, care am discutat cu Gațca, nu suntem noi bandiții din 90 și cum dumneavoastră PAS, da, ați susținut mesajul lui Candu că noi suntem mai nu bandiți din 90, că îmblăm cu fier de călcat. Noi n-am folosit aceste metode. Noi am avut măsuri publice și noi am avut putere de convingere. Am vorbit cu domnul Gațcan. Tot țara a văzut puterea voastră de convingere. Ce a văzut toată țara? Filmarea agenților de pază al ușor? Din vie filmarea lui Gațcan. În vie s-a filmat domnul Gațcan personal. El a plecat cu familia lui. Credem. Dumneavoastră credeți lui Candu și eu
acest lucru, minim personal, mă pune la multe gânduri. Dacă domnul Candu vă este așa de credibil că ați susținut și practic, încă o dată repet, dumneavoastră ați fost cei care ați dat crizare argumentelor lui Candu, ați întărit acele mesaje. Domnul Bătrânce, hai să lăsăm o leacă pe Candu într-o parte și să vă întreb pe dumneavoastră, când trebuie să vă crede pe dumneavoastră? În martie, când dumneavoastră spuneați că domnul Gățcan e cel mai bun medic, e un om extraordinar, e pâine de mâncat? Sau acum, câteva săptămâni în urmă, când ați spus că e prostituat politică și gata să vândă și pe mamă sa? Când dumneavoastră ați fost sincer? Atunci sau acum? Domnule Popșoie, pur și simplu, e ușor de ironizat pe seama acestui caz. Dumneavoastră habar nu știți ce a avut loc. Dumneavoastră nu știți ce instrumente au fost aplicate în raport cu domnul Gascan ca să-l determine. De aceea că el a venit la noi, ne-a informat că a fost propusă o sumă de bani. Peste două săptămâni... 500 de mii? Puteți confirma, 500 de mii? Peste ceva timp s-au aplicat alte metode. Evident care? Că am avut o reacție emotivă. Evident Bătrânci, că am puteți avut... spune care metode, ca să știm? Care alte metode? Eu cred că sunt unele lucruri despre care trebuie, la o etapă anumită, să comunice personal domnul Gascan. Este dreptul lui juridic, moral, și eu nu vreau să spun multe lucruri în locul lui. Este, cred că, perfect normal. Bine, dar mie, vorbiți despre presiuni. Dar știți, atunci când cineva ironizează, dumneavoastră nu știți ce am trecut în acele două zile. Evident că în prima zi am avut o reacție. Noi am muncit cu toții. Spuneți prin ce ați trecut. Iarna, aveți două săptămâni. În, dar cu ce v-ați gândit când ați spus candidatul omului Plahotniuc să candideze la Hâncești din partea voastră? Ce v-ați gândit? Eu niciodată nu eram un politic. Dumneavoastră faceți trimitere la poze de la Centrul Mamei și Copilului, unde s-a filmat domnul Gascan atunci când a vizitat domnul Plahotniuc. Dar domnul Gascan a primit naștere de la zeci de mii de oameni. Și el, într-adevăr, a avut un cerc, și are un cerc de oameni destul de larg, care comunică. El nu a avut treabă cu politică. Plahotniuc nu a avut treabă, am înțeles. Dar faza că dumneavoastră, puteți să mă credeți măcar la faza că omul acesta, nu bine, hai să nu generalizăm, vorbim un subiect concret. Când să vă cred? Ce spuneați în martie sau ce spuneați în iunie? Să-l creezi pe domnul Candu. Dacă dar acum, fără ironie, domnule Bătrânci, ați spus că nu știți prin ce ați trecut. Prin ce ați trecut? Fără ironie, deci prin ce ați trecut? Dar nu vreau, eu nu am venit acum la spovedanie și eu nu caut în voi susținere. Pur și simplu, eu mă mir și sunt indignat de faptul cât de credibilă pentru unii este propaganda lui Candu. Din start, Candu a avut dreptate. Că el cumpără la dreapta și la stângă, nimeni nu a fost indignat. Eu țin minte... Ce are Candu acum cu asta? Prin ce am trecut, doamna Murari, prin ce am trecut? Am luptat cu rasismul politic. Am făcut tot posibilul ca să nu permitem acest rasism, corupție politică în Parlament. Pe noi ne-au făcut bandiți, noi nu am ieșit din critici, toți absolut, așa zis, analiști, comentatori, de care vrei, vorbeau despre mine, colegul meu Furculiță, că venim din anii 90, că nu știu ce, dar nimeni absolut nu l-a condamnat pe domnul Candu, care, de fapt, deja aproape 20 de deputați în Parlamentul Republicii Moldovei îi corupe și zilnic Moscovas Lunar îi dă plicuri. Unde e procurorul, domnul Bătrânce? Eu nu sunt procuror. Eu vă întreb, unde dar este? Dar ce să mă întrebați pe mine? Eu pot să vă zic că eu chem procuratura generală să fie activă. Haideți acum împreună să-l chemăm, ca pe Moș Crăciun. Cu părere de rău, eu nu am influență asupra procuraturii, că la noi există principiul separării puterilor de stat. Cu părere de rău. Deci când e vorba Platon să iasă, iesă. Dar când e vorba procurorul să vină să facă o treabă bună în Parlament, nu vine. Din ceea ce știu, dar ceea ce știu, vă dați seama că doar ceea ce eu aud din diferite surse, dar evident nu pot să fac o trimitere oficială, că există o anchetă, ancheta a fost luată de la zero și în această anchetă figurează mai mulți politicieni. Probabil că, domnule Popșoie, despre corupere politică? Ca să vă răspund foarte clar la întrebarea dumneavoastră, direct, răspund direct. Probabil că și cei din procuratură urmăresc teatrul ăsta rușinos din Parlament și nu vor să facă parte din acest show. Probabil că și procurorii vor să simtă că în acest Parlament este în fața cui să iasă azi procurorul general. Probabil că au și așa idei în cap. Nu știu. Dar, mulțumesc pentru compliment. Asta înseamnă că noi, când eram la guvernare, era totul bine. Eu cer scuze, domnul Popșoie, timp de câteva luni, mai mulți deputați, mai mulți lideri politici au vorbit despre sume grele de bani. Domnul Bătrânce, dumneavoastră sunteți de acord că totuși procuratura ar trebui aici să se implice? Procurorul general interimar. Și l-am susținut în toate dimensiunile. Și a făcut treaba. Și sunt gata să susțin pe domnul Stoianoglu. Și eu sunt gata, dar nu văd rezultate. Văd numai cum oamenii iese din închisoare, dar dintr-at nu prea intră.
etapă. Cei care au murit băietul de la Atrium. Liber, Цуцу, Ну, прокуратура, ну, дом попшой, около прокуратуры через 15 лет, даже жюдикатору ла либера. Совсем коррект, то есть прокуратура, что же система жюдикатуре, что он долу кредиферитен. Într-o вас и с пюрма с фачит со конкузия генерала. În organele justiției, dumneavoastră știți bine, sunt oameni absolut diferiți. Și sunt mulți oameni compromiși. Sunt mai puțini care sunt decenți. Evident că nu totul controlează o singură persoană. De ce n-ați vrut să facem reforma justiției? De ce n-ați vrut să facem evaluare externă? Până la momentul când am plecat și am fost o perioadă de timp în afara Parlamentului, eu țin minte că noi am coordonat cu blocul acum 7 din 10 puncte pe reforma justiției. Peste ceva timp eu am văzut din presă că guvernul asumă. Eu sunt sigur că noi am putut atunci ajunge la numitor comun pe toate 10 puncte. Dumneavoastră, ce n-ați făcut astea 7 luni? Ați avut frâu liber. Evaluarea externă a judecătorilor, să scăpăm de cei corupți și cei care au reputații proaste, că lumea știe. Și dumneavoastră îi știți și lumea din sistem îi știe. Nu ați făcut nimic în astea 6 luni. Da. Și vă plângeți că justiția nu face treabă. Evaluarea externă a procurorilor și judecătorilor. Eu vă informez ca și un deputat pe alt deputat că noi cu dumneavoastră nu suntem responsabili de ramura justiției, este ramura separată. Reforma justiției suntem responsabili. Eu vă zic că atunci când am discutat, am agreat mai multe puncte, după care guvernul a asumat pe cont propriu un proiect de lege declarat ulterior neconstituțional. Fără emoții, să ne așezăm la masa de discuții și să vedem cum mai departe. Și în ultimele câteva săptămâni eu văd că, fiind orbiți de emoții, de dorință de a răzbuna, dumneavoastră mergeți undeva și dansați așa cum dorește cineva care este un pic mai experimentat, cum este Candu și care, cum este Șor, Plahotniuc. Și de aceea nu emoțiile trebuie să ne dicteze ce trebuie să facem. Dar hai să discutăm despre cum va juca acest un pic mai experimentat în campania prezidențială și, în general, să vorbim un pic despre campania prezidențială, dar după o scurtă pauză de publicitate rămâneți cu noi. Prieteni, și pentru că TV8 nu este doar o televiziune, este o platformă multimedia, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Vă iubim pe fiecare dintre voi, de ce vă rugăm. Noi vrem să ajungem la 100.000 de urmăritori, de ce like și al toți prietenii să le spuneți să pună like și să urmărească canalul nostru. Noapte bună vă doresc! Noi continuăm să discutăm cu Vlad Bătrâncea și Mihai Popșoi. Haideți un pic despre prezidențiale. E clar, toate sondajele arată că avem doi principali candidați, cel neoficial deocamdată din partea PSRM, președintele Dodon, și deja oficial din partea PAS, Maia Sandu. Iarăși mă refer la toate sondajele politice. Este clar că acum e o luptă politică între cele două partide, între cei doi candidați. Este clar că unul dintre ei va câștiga și altul va pierde. Acum vreau să vă întreb, asta ar putea cumva influența dorința partidelor dumneavoastră de a provoca alegeri anticipate imediat după prezidențiale. Pentru că este evident că cel care va pierde, pierdantul sau pierdanta, nu va fi tare bucuros să provoace anticipatele pe fundal de trend negativ. Pentru că asta ar putea un pic influența eventuale rezultate. Cred că este absolut firesc că acest parlament nu este funcțional, reprezentativ. El trebuie dezvoltat indiferent de conjunctură, de rezultatul alegerilor prezidențiale. Eu cred că acest lucru este în avantajul, dacă să vorbim de aceste două partide care dumneavoastră le-ați nominalizat, este în avantajul acestor. Deci chiar dacă Igor Dodon pierde, PSRM insistă pe anticipate și le provoacă imediat. Am răspuns la această întrebare că nu trebuie să facem o legătură directă, oricum acest parlament trebuie dizolvat. Și nu este așa de important plus minus 3-5 mandate deputat în parlament, este important ca să fie aleasă de cetățeni, o nouă componență a Parlamentului. Ea o să fie oricum mai legitimă. Domnul Popșoi? Mai mult decât atât, PAS, de fapt, și-a dorit alegerile anticipate să fie mai devreme. Noi am sperat că judecătorii Curții Constituționale vor permite organizarea alegerilor parlamentare înainte sau odată cu cele prezidențiale. Se economiseau și niște bani, dar judecătorii Curții Constituționale nu au permis acest lucru. Deci, PAS are o poziție tranșantă. Alegerile anticipate trebuie să aibă loc pentru acest parlament. Nu este reprezentativ, domnul Bătrâncea, după ce s-a întâmplat cu transfugii.
el nu este reprezentativ din start pentru sistem electoral mixt care l-ați votat dumneavoastră împreună cu PD-ul pe timpul Plahotniuc, a denaturat rezultatul. Ați ajuns în Parlament, domnul Băpșoia, ați câștigat o circumscripție. Da. Și eu am câștigat o circumscripție. Eu probabil aș fi ajuns oricum. Doi candidați pe circumscripție, acum îți condamn nimic. Eu m-am străduit să nu vă întrerup. Dumneavoastră ați fi ajuns cu siguranță și pe liste, că ați fi fost în primii 10, dar probabil în primii 3. Probabil și umbila mea persoană ar fi ajuns și pe listă, pentru că eram și eu în primii 5. Dar sistemul electoral mixt a avantajat clar Partidul Democrat. Clar a avantajat Partidul Democrat. Plahotniuc a luat practic de două ori mai multe mandate decât merita. De fapt, el nu merita deloc să ia. Dar alegerile, acest parlament nu este reprezentativ din ziua alegerilor. Și inclusiv în această cauză, dumneavoastră când ați avut ocazia în noiembrie, după ce ați dat jos guvernul doamnei Sandu, ar fi fost corect și onorabil să mergeți la anticipate. Dar dumneavoastră ați ales să faceți târg cu democrații, cu Candu, cu Nichiforciu, cu Sârbu, cu Andronache, cu toți, doar pentru a prinde hățurile puterii. Când Dodon a vrut să simtă și el un pic de condus. 3 ani de zile a slujit pe Plahotniuc, slava Domnului a scăpat de el cu ajutorul nostru și s-a gândit, hai, măcar un pic și eu să-mi arăt și pot. Și a arătat ce poate în ultima jumătate de an. A ajuns cu roata spartă, cu oala spartă, de la căruță au început a sări roțele, că ați avut o majoritate de cât? 66 de deputați. Acum aveți 50, pentru domnul Oleinic a 51. Și a demonstrat, domnul, că nu poate absolut nimic. Și bine, acest sistem electoral a denaturat Parlamentul. Și de aceea, imediat ce va fi posibil să aibă loc alegeri anticipate, ele vor avea loc în baza sistemului proporțional, așa cum este corect. Dar alegerile anticipate trebuie cumva provocate, oricum trebuie să aveți o înțelegere cum provocați. Discuții pe viitor doriți să vorbim biletristic despre ceea ce a avut loc. Datorită mixului, noi am obținut 35 de mandate și împreună cu blocul acum am făcut lucruri frumoase, inclusiv ne-am întors la sistemul proporțional, inclusiv am făcut declarații privind caracterul captiv, inclusiv comisia de anchetă pe miliarde, privatizări, comisia pe... Declarația despre care pare că toată lumea a uitat deja. Guvernul Maiu Sandu nu a dat niciun aviz pozitiv la inițiativele socialiștilor. Dumneavoastră nu ați avut capacitatea să jucați în echipă. Dumneavoastră ați considerat că guvernul va aparține întru totul. Probabil din naivitate, infantilism, nedorința de a lucra în echipă. După care, necătând că noi am fost în discuții pe reforma justiției și, apropo, noi am avut câteva etape în care le-am trecut cu succes. După care guvernul votat din noi într-o coaliție asumă pe cont propriu legea procuraturii declarată ulterior neconstituțional. Evident, pentru jurist, cel puțin, pasul următor după asumarea de răspundere este moțiunea de cenzură. Coaliția cu Candu și cu Filip. Noi, ulterior, l-am delegat pe domnul Candu la dumneavoastră. Și am fost bucuroși că dumneavoastră ați demonstrat principialitatea, consecutivitatea, că ați fost foarte onești și astăzi, împreună cu Șor și Candu, mergeți pe agenda lor. Îi întăriți, îi reabilitați. Dumneavoastră i-ați adus la guvernare și noi îi reabilităm, domnul Trânci. Doar doamna Natalia Murari a întrebat ce facem mai departe. Și întrebarea este, dacă am înțeles-o corect, care sunt posibilități de a provoca alegeri anticipate? Să mă scuzați. Când acești pot avea loc și exact, dacă ei sunt trinces, legate aici pentru... Aici doar o mică remarcă. Deci, vreți, nu vreți, dar matematic, iată, pas cu PSRM, aveți peste 51 de voturi. PSRM cu oricine aveți. Are 51. Da, aveți, împreună. Îmi pare că... Cu oricine PSRM are 51. Nu, nu aveți. Mai va fi nevoie încă de un vot. Nu, aveți. Fix 51. Deci, fix 51. Deci, ca să fie provocate ale... Ca să fie provocat. Nu, totuși, haideți să recunoaștem. PD puțin probabil că își dorește alegerile anticipate. Grupul Promoldova la fel. Grupul Partidul Șor la fel. Deci, dumneavoastră sunteți cei care ați anunțat deschis. Platforma da la fel. A spus că după prezidențiale e nevoie de anticipate, dar organizate în mod democratic. Matematică aveți votor. Dar trebuie să provocați cumva. Trebuie să vă înțelegeți că fie este dat jos guvernul, fie el își dă demisia. Noastră timp de 45 de zile nu numiți un nou guvern, dar trebuie să aveți o înțelegere. Deci va trebui să vă așezați la o masă de negocieri. Cum asta se va întâmpla? Vă rog, să-mi explicați. Noi am încercat să avem niște discuții neoficiale, cu părere de rău. Cu cine? Da, nu are importanță. Nu, cu cine? Cu cei din PAS sau... Am încercat să avem anumite discuții neoficiale, cu părere de rău, ne-am ciocnit că sunt multe supărări, frustrări,
Poate sunt pe locuri și obiective, dar noi doar trebuie să vorbim în termeni mai reali, ce putem face. Că dacă, vedeți, noi tot vorbim despre istorie, ok, și ce dă biletristică aceasta? Cu părere rău, noi ne-am întâlnit cu situația că cineva nu vede parcurs juridic, da? Alții nu văd în general și noi suntem gata. Suntem... Dar vreau să înțeleg, când ați încercat să purtați aceste negocieri neoficiale? Ceva timp în urmă. O lună în urmă. Natalia, eu nu vreau să generez acum. Domnul și public a spus-o, deci domnul Pătrâncea... Eu vorbesc de mine personal. Eu nu vreau să fac acum, să lansez intrigi, zvonuri și nu știu ce senzații. Eu, pur și simplu, vă zic că am putea avea un dialog civilizat care este acea foaie de parcurs și cum mergem cu anumite condiții. E posibil un dialog politic între PSRM și PAS în privința provocării alegerilor anticipate? După ultimele ședințe ale Parlamentului, eu care am fost mai optimist în dialog cu dreapta, eu deja și eu rămân foarte pesimist și de aceea eu cred că noi o să găsim, o să precultăm o formulă care o să fie agreată de mai multe partide, de parteneri, de toți care participă la proces. De ce? Că acest... Care poate fi această formulă, dacă nu dialog cu ei? Eu vorbesc despre o formulă juridică care până la urmă trebuie să fie susținută de un număr important de forțe politice. Eu nu vorbesc doar despre număr de deputați. Eu doar vreau să înțeleg că această formulă juridică de a provoca alegerile anticipate, care poate fi? Poate fi demisia guvernului, pot fi nevotarea legilor în Parlament. Sunt mai multe formule. Dar care era șansa acum să fie demis guvernul, apropo, și tare repede putem, președintele nou ales, fie Igor Dodon, fie Maia Sandu, primul lucru pe care îl face, semnează decret privind dizolvarea Parlamentului. Noi o să găsim formulă fără Marina Tauber, fără Andrian Candu, ne clarificăm. Domnul Popșoi, e posibil un dialog cu cei din PSRM în privința provocării alegerilor anticipate? Cei ce-ai dialogat? Ai dat jos guvernul și n-ai numit altul în loc. Gata. Și să fac anticipat. Cei ce să dialoghez? Ai dat jos guvernul, fie el să duce singur, și nu numești alt guvern. Și să fac anticipate. Alternativa este ca Parlament să lucreze 3 luni de zile. Asta e mult mai complicat și e mult mai nociv pentru țară. Pe fundal de criză, la sigur. Da. De aceea, unica variantă este demisia sau demiterea guvernului și nenumirea altui guvern. Dar pentru asta trebuie cumva asta să discutați, cel puțin? De ce să discuți? Ai dat jos guvernul. Ei vin și spun, oameni buni, e gata guvernul Chicu să-și dea demisia, haideți să avem... Nu trebuia să-și dea demisia. Că ce încurcă? De mult trebuia să-și dea demisia. Și nu se numește alt guvern și se merge la anticipate. E foarte simplu. Dacă noi spunem clar că vrem anticipate și alți spun, dacă nu există o majoritate în Parlament, evident că se fac anticipate. Doar că discuția cu socialiștii e cumva curioasă, da? Pentru că după ce s-a întâmplat în noiembrie, domnul Bătrâncea nu-i place să-i aduc aminte despre mareajul lor cu Candu, cu Sârbu și cu Niciforciuc și alții, dar asta a fost. Și atunci domnul Dodon nu vrea să vorbească cu noi. Eu cred că dumneavoastră înțelegeți, nu, dar măcar eu de ce, că dumneavoastră sunteți... Poftiți? În noiembrie s-a întâmplat ce s-a întâmplat. S-a pornit această napasă de pandemie, noi am venit cu propuneri, dar chiar și înaintea pandemiei. Dumneavoastră ne ignorați total, opoziția în Parlament, cam deja au început să se închidă și ușile, dar nu prea am fost luați în seamă. Dumneavoastră cu PD-ul decideați totul și doar acum când ați rămas de fapt fără majoritate, când ați avut 50, de fapt și acum aveți 50 de voturi, domnul Lenica 51-lea, acum domnul Dodon a început să iasă și să spună, hai doamna Sandu, hai doamna Stasi, poate mai discutăm. Asta arată așa de, nici nu știu cum să spun, cinic, e puțin spus. Dumnealui a rămas pur și simplu fără opțiuni, marele șahist ce este el, a rămas fără opțiuni, a rămas în colt și acum vine la doamna Sandu și haideți poate cumva să facem, să dregem. După ce ne-am fi cuțit în spate, în noiembrie, și a făcut majoritate cu Candu, despre care dumneavoastră vorbiți atât de mult și cu atâta ură și probabil justificată, nu știu, vă privește. Și în același timp ați făcut majoritate cu el, ați votat miniștri, ați făcut dita mai majoritate. În loc să păstrați un guvern care era un guvern de succes, în pofida tuturor criticilor dumneavoastră, partenerii străini și cetățenii văd foarte bine, mai ales cetățenii au simțit foarte bine schimbarea. Și simt acum pe pielea lor ce se întâmplă acum și cum trăiesc ei acum și care e atmosfera în societate acum. Când avem un guvern care unicul mandat, unica obiectiv acestui guvern să slujească pe Dodon. Nu pentru asta oamenii vor guverna. Nu v-am întrerupt. Eu pur și simplu nu sunt în poziție să vă recomand ceva, decizia va aparține, dar debarasați-vă de aceste supărări și frustrări 1, 2.
Doamna Maia Sandu probabil că a știut ce a făcut atunci când a mers pe asumare de răspunderi pe anumite legi. Ea nu putea, este o doamnă foarte calculată și știa la ce vă duce. Trei. Îmi place mie, dumneavoastră sau al cuiva. La acea etapă, PSRM a discutat cu o fracțiune oficială. Dumneavoastră trebuie să faceți ca deputat distinție între fracțiune oficială și traseiști care cumpără deputați în Parlament. Am înțeles. Atunci când era bun, acum și dacă e să vorbim despre principialitate, sunteți de un an în Parlament, sunteți echipă tânără. De unde vă grăbiți așa cu orice preț? Demonstrați voi principialitate. Nu mergeți cu candușor. Spuneți, dacă vă sunteți așa de încrezuți că Parlamentul nu este funcțional. Mi-a spus că vrem anticipate. Dacă vorbiți de anticipate, de ce așa de ușor mergeți în această joacă cu candul și ușor, dumneavoastră ați uitat că câteva zile în urmă, abia s-a vorbit de la tribună de partenerii dumneavoastră de dreapta, că trebuie să fie numit un guvern tehnocrat. Eu nu știu de când domnul Năstase sau domnul Slusur este tehnocrat, dar noțiunile deja vă aparțin dumneavoastră. Dumneavoastră ați mers pe acest plan. Atunci când, în opinia dumneavoastră, urma să fie votat un guvern tehnocrat, el are nevoie de sprijin parlamentar. Și asta înseamnă că rămân voturile cui? Lucan Dușor, de unde vă grăbiți? Demonstrați principialitate. Așteptați aceste alegeri anticipate. Luați un rezultat decent și participați în formarea guvernului. Păi nu. Dumneavoastră știți cum, că golul e în bani. Știți, azi, repede, Marina s-a sculat, Tauber, Marina a fugit după presă, mergem după... Dar, domnul Bătrânci, argumentul celor de dreaptă și doar celor din PAS, că guvernul Chicu va folosi resurse administrative în favoarea candidatului Igor Dodon. Ce spuneți la asta? Eu vă spun la asta că astăzi cetățenii noștri deja nu sunt cetățeni din 2005-2009. Îi lăsați că am văzut la Hâncie, domnul Bătrânci. Pe mine m-a întrebat, doamnă Murare. Dumneavoastră insultați cei care ne ascultă. Noi la Hâncești am văzut, domnul Bătrânce. Bătălire de gaz, banii în plic. Am făcut 16 campanii electorale, știu, lucrai în echipă și niciodată n-am dat un leu sau ceva. Și am văzut cum lucrează PLD-MEU și alte partide. Lăsați, eu știu istoria la fiecare. Și dacă dumneavoastră nu ați fost acolo, fost alți colegi. Lăsați că eu de corupție politică pot să vă povestesc cine a pornit acest lucru. Dar în fine, trebuie să fie anumită principialitate. Dumneavoastră puteți să criticați pe noi, păi demonstrați că voi sunteți mai buni. Dar cum voi demonstrați azi că sunteți mai buni? Elaborați programe, consolidați echipa, demonstrați că sunteți mai buni. Dar dumneavoastră azi, cel puțin eu, ceea ce am văzut cu ochii mei, indiferent ce spune cineva, eu am văzut că cum pe voi v-a dansat candul. Dacă vă place această poziție, el a folosit frustrările voastre. Dar eu cred că la anticipate... Guvernul Chicu va folosi resurse administrative în favoarea candidatului Igor Dodon, ceea ce spun ambele partide de dreapta. Uitați-vă, Natalia, noi suntem în perioada COVID-ului. Noi suntem în situație economică destul de dificilă. Și de aceea eu nu cred că astăzi guvernul are multe instrumente pentru a influența cumva alegătorii. Și dacă dumneavoastră credeți că cetățenii raionului Ungheni sau altui raion astăzi pot fi influențați că lor fac un drum sau nu fac un drum, eu nu cred. În rest, eu nu cred că majorarea salariilor medicilor, care a fost susținută de noi toți împreună, că va influența comportamentul electoral a medicilor. Dar pentru care guvernul Chicu și-a asumat răspundere. Cei ce spuneau cei de dreaptă, ei erau gata să voteze. Da, doar că noi am vrut ca acest lucru să se întâmple cât mai devreme. Să ridicăm salariile medicilor din august, nu din septembrie sau octombrie. Noi am venit cu 35 de mandate și până la asta cu 25 de mandate. Fiind în opoziție, a fost guvernul PLD-MEU, guvern de care vrei. Noi am văzut cămioane cu Săpun, cu Hrișcă, cu Orez, cu ce vrei. Și noi mergeam la legătorii noștri cu ziar. Și de ce nu puteți să învinuie pe socialiști că noi suntem acei care mergem în sate cu... Nu vă învinuiesc, eu v-am pus o întrebare. Și de ce pe mine personal mai puțin mă interesează resursul administrativ. Eu pot să vă zic că persoana care a văzut mai multe campanii electorale, că cu mult mai ușor să discuți în localități din poziția de opoziție. Deci e și normal că ne interesează folosirea resurselor administrative, pentru că aceasta este o încălcare a legii. Atunci când merg... Eu totuși vreau să înțeleg, să mă scuzați. Eu așa și n-am înțeles. Dumneavoastră spuneți că se poate provocat fără dialog, dumneavoastră spuneți că e nevoie de un dialog. Cum vor fi provocate alegerile anticipate după prezidențiale? Vă rog frumos să-mi explicați că eu sunt înțeleg care este scenariul domnului Bătrânci.
Se examinează mai multe scenarii, dar evident că nu pot să vă spun acum nimic, că nu sunt luate careva decizii. Unu și doi, noi nu trebuie să mergem, să fugim ca de obicei unii colegii noștri înaintea trendului. Noi trebuie foarte calm să găsim anumite formule. Dar vreți neapărat înainte ca să provocați, să folosiți noi, nu știu care mecanism, să aveți o înțelegere bătută în cuie sau sunteți gata pur și simplu să dimiteți guvernul, după care nu faceți nimic și așteptați 45 zile? Am avut totuși o mică speranță că Curtea Constituțională va lua în calcul măcar și argumentele bugetare. Și până la urmă, în afară de argumentele bugetare, decizia privind numirea datei legilor aparține Parlamentului. Curtea Constituțională pur și simplu trebuie să facă trimitere la Constituție, că decizia aparține Parlamentului. Evident că ar fi mai bine într-o zi, ca să evităm toate riscurile. Astăzi, cel mai probabil, juriștii spun după calcule, asta poate fi luna februarie, martie. Formule sunt și eu cred că aceste formule sunt realizabile și noi nu o să depindem în aceste formule de Candușor și alții. Mătrinci, au rămas doar două minute, eu vreau să trecem la concluzii. Două întrebări scurte. Prima, care va fi miza acestei campanii prezidențiale? Pentru că în 2016 miza era clară. De data aceasta, care va fi miza principală? Asta unu. Doi, țin cont de faptul în ce criză economică noi deja ne aflăm și probabil ea se va aprofunda, care ar trebui să fie prioritățile actualului Parlament, cât el încă mai are, eu nu știu, pentru sesiunea din toamnă? Vă rog pe scurt. Miza principală, evident, va fi redarea acestei țări unei șanse reale de dezvoltare, dezvoltare în domeniul economic, în domeniul statului de drept, justiția să fie justiție, să fie oameni promovați pe merit în funcție și nu după clientelism politic și după servilismul de partid, să fie oameni integri în funcție și să lucreze pentru țară, dar nu așa cum s-a întâmplat în toți acești ani. Care ar fi trebuit să fie prioritățile? Prioritățile trebuie să fie clar acum legat de medicină și doamna Sandu, dacă rămânea la guvernare, acum deja trebuia să se construiască două spitale regionale, bani deja erau pregătiți de la Banca Mondială pentru un spital la Bălți și unul la Cahul, s-ar fi investit mult mai mult în medicină, în medici, nu ar fi fost dezastru care este acum o țară izolată, zona roșie, toate țările din Europa deja au trecut de COVID, deja au revin la normalitate, pe când Republica Moldova, din cauza acestui guvern care îl servește pe Dodon, ne ține continuare izolați. Domnul Bătrâncea. Au fost mai multe guverne în ultimii 10 ani declarate pro-europene care au distrus domeniul sănătății. Eu țin minte diferite harte de la Pele de Mie până la Roxanda Glavan cu optimizarea în raioane, instituțiilor medicale, laboratoare și așa mai departe. Evident că trebuie să investiții în medicină, evident că totul ceea ce declară colegul trebuie să fie făcut, însă eu cred că și oamenii deja sunt realiști și înțeleg capacitatea în acest parlament de a face. Vom încerca, vom susține inițiativele bune ale guvernului, vom încerca să precăutăm surse noi financiare, că trebuie, este ușor de vorbit, 2 miliarde încoace, 4 încoace, dar trebuie să identificăm anume bani în economie și sperăm că o să depășim cu succes, dacă se poate așa de spus, situația cu pandemia și ne vom întoarce și la proiecte. Miza campaniei prezidențiale care va fi principal? Miza campaniei prezidențiale? Nu, eu nu știu că urmează, bineînțeles, candidatul, echipa candidatului, chestii trebuie determinată platformă. Eu pot să vă zic caz partidii, că nu sunt în perioada electorală și noi nu avem drept încă să înaintăm candidații, o să vedem, o să ajungem, dar la sigur... Bine, anul trecut miza acelor care s-au întâmplat inclusiv dintre partidele dumneavoastră era eliberarea țării din captivitate. Care va fi miza campaniei prezidențiale din punctul dumneavoastră de vedere? Dacă doriți prin prisma mea personală, că nu avem încă decizii colegiale, trebuie depus miza pe candidat care are echipă, care are cu cine guverna țara, de ce că mulți putem vorbi frumos, dar puțin care are echipă și capacități de a realiza. Eu cred în capacitățile echipei noastre, evident că sunt greșeli, dar cel puțin eu văd anumite creștere și eu văd anumite perspective. Am înțeles. Mulțumesc, domnul Bătrâncea. Eu cred că după asemenea criterii, fiecare partid, fiecare echipă s-ar putea gândi că ei se vor regăsi, pot să se regăsească la putere și nu doar cei din PSR. Mulțumesc foarte mult pentru aceste totaluri. Sper că vacanța nu va fi foarte lungă, pentru că cetățenii Republicii Moldova totuși au nevoie de un parlament activ. Nu știu câte luni au rămas în acestui parlament, dar pe timp de criză nu e timpul de odihnit. Vă doresc o noapte bună, ne vedem luni la ora 21:30, iar acum urmează știrile cu colega mea, Iana Stepanenko.
Prieten, și pentru că TV8 nu este doar o televiziune, este o platformă multimedia, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Vă iubim pe fiecare dintre voi, de ce vă rugăm, noi vrem să ajungem la 100.000 de urmăritori, de ce like, like și al toți prietenii să le spuneți să pună like și să urmărească canalul nostru. Noapte bună vă doresc!